Între timp ne-am adunat cu toții. Bună dimineața, Veve! Bună dimineața, Coțofană! Bună dimineața! Bine v-am găsit! Ce faceți? Cum sunteți? Excelent! Bine, foarte bine! Coțu, ești foarte frumos echipat astăzi. Mulțumesc, poți să mulțumesc, te ridici un pic să vedem mai sigur. Bine, da? Place, nu? Este de ăsta de sportiv, de luptător? De basketbalist, că mă recomandă înălțimea pe mine. Am înțeles. Și atunci am să port pantalon de basket. Ah, ok, ok. În ce echipă? În ce echipă joci? Lakers, că dacă pui mâna pe râs, rămâne lache. Și de-aia e echipa mea favorită. Da, ok, am înțeles, nu vreau să mai zic nimic, ok. Comentăm puțin mai târziu. Hai să mergem mai departe în emisiunea noastră. Avem invitați, sore, cu cine stăm da, de vorbă? Avem niște invitați super simpatici. Este vorba despre familia lui Tobi Ibitoie, care se mărește. Antonia, soția lui, este însărcinată, iar Arin, fica cea mare, care aleargă acum la noi în studio, da, este fericită să aibă o soră. Bine ați venit! Bună dimineața! Bună dimineața, bună ziua, ce faceți? Bună dimineața! Cum te simți, Antonia? Foarte bine, am intrat în trimestru 2 și e trimestru de aur, cum se zice la femeile însărcinate. Felicitări adică pentru noua sarcină. Nici nu-ți dai seama. Mulțumesc, mulțumesc. Cum e această a doua sarcină față de prima? E foarte similară. Da? Adică chiar pot să zic că sunt norocoasă și n-am niciun simptom mai negativ și mă simt foarte bine, adică chiar mă bucur de perioada asta. Tobi, tu cum te simți să fii tată de fete? Extraordinar, și asta am vrut, așa că... Da, e foarte tare, îmi place. Arin este mie super îmi pare happy. Rău pentru ea că ea visea și un băiat, dar... A, visat și un băiat. Cumva am câștigat eu încă mai acest... Încă, da, e ok. Da, ați ales deja numele pentru noua fetiță? Da. Da, cum? Da, cum o să am ales Aria. Ca să fie similar cu al lui Arin. Iar al doilea o să fie Leda, că pentru Arin a fost Ștefania al doilea și am zis al doilea acum să fie din cultura lui Tobi și Leda în Yoruba, limba lui Tobi, înseamnă creator. Ah, de fapt este Leda. E un nume cu super semnificație. Da. Dar chiar și așa, cum plănuiți să vă descurcați cu doi copii, cu programul, cu toate cele? Păi, Arin o să meargă la grădiniță din toamnă. Așa. Și în mare parte din zi o să fie acolo. Prin urmare o să fiu singură ca să pot să dau atenție și următorului copil. Te văd foarte relaxată, adică nici da, nu fac da. Probleme că nu te vei descurca. Dar am înțeles că te-ai apucat de niște cursuri cu toate acestea? Ai timp să faci alte lucruri? Da, deci nu știu, n-am stare, pot să zic. Și tot timpul caut să fac ceva, să evoluez, să poate doar să mă simt bine și acum fac niște cursuri de actorie. Ce frumos! Da, și îmi plac foarte mult, dar mai am pe listă și alte cursuri. Să vedem cum se așează. Dar am înțeles că te-ai apucat și de școala de șofer, dacă nu mă înșel? Deja am terminat-o. Acum mai fac câteva ore, că n-am mai condus de ceva timp și fac și asta, da. Păi trebuie, că o să ai doi copii, va trebui să te plimbi de colo-colo, nu? Da. Dar, Tobi, tu ce proiecte interesante ai în perioada aceasta? Ce proiect interesant am? Concerte. Bun, chiar ador, cred. Da, concerte. Mâine, Iași. Fiți unde atent. Te vedem mâine la Iași? La Skin Restro Bar. Da. Am încă de scris filme. Și eu sunt la aceleași actorie, școală de actorie. Și m-am apucat iarăși de actorie. Și piese. Emisiunea ta de la radio continuă, nu? Da. Mai avem emisiune la radio. Emisiune la Tananana, da. Așa. Și mai avem două episoade. Poftim? Serialul la care tocmai ai terminat. Serialul, da. Am ce făcut și serialul. Da, apropo de actorie, m-a inspirat un serial la care am fost casted, nu știu cum da, să zic asta. La care ai câștigat casting. Exactly. Da. Și a fost o producție din asta. A fost la Racoș. Nu știu dacă știți vulcanul ăla din Racoș. Nu, personal. Fine, este un așa, vulcan acolo da, care a fost reconstruit într-un mini sat pentru acest serial Django, se numește serialul. Și am fost acolo și am văzut toate astea și m-a inspirat iară, că aveam, la un moment dat când faceam actorie și m-am retrimis la actorie
Și da, am făcut serialul și tot acolo de acolo am inspirat și am început să scriu și scenarii de, pentru filme și chestii și așa mai departe. Unul care o să fie la un film festival în Italia anul trecut. Felicitări! Da. Mulțumesc mult! Anul viitor, deci avem un film scris de tine. Da, da, de mine, Marca Zeco și Tiberiu Harșen. Și am înțeles că urmează o colaborare cu un DJ din Turcia sau n-am înțeles? Da, Arman Țechin, da, 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 e un băiat foarte talentat care mi-a plăcut foarte mult de el când am început să vorbim și așa mai departe. Cred că vine și o colaborare cu Feli cât mai repede. Dacă eu știu piesa, doamnelor și domnilor, eu știu piesa și este extraordinară. Una da. În ultima perioadă n-am auzit o piesă atât de bună și este în engleză, ca să știți, Feli, da. O să cânte în engleză. Trebuie să terminăm, da, trebuie să terminăm cât mai repede și să dăm. Eu vă țin pumnii, abia aștept să o ascultăm, pentru că vocile voastre se pupă extraordinar. Împreună. Și vă ținem pumnii și cu familia. Mulțumim. Ce se va mări în curând. Mulțumim. Să-ți fie bine cu sarcina. Mulțumim. Dar aș vrea să întreb și pe Ari. Pe asta, asta e. Hai să vorbim și cu... Tu ai venit aici și n-ai băgat pe absolut nimeni în seama. Așa, așa se face, așa e frumos. Cum să nu? Hai, come say hi to everybody at least, da? Say hello! Perfect, perfect, perfect. Se aude da. Microfon. Ia cum a primit vestea că va mai avea o surioară? Al, chill. Da. Ca mine, da, super chill. Nu, e ok, nu? Chill. Cred că e vibe-ul familie, chill. Decât când se duce în vestea. Bravo, Arin! Trei, bravo, trei ani, bravo, 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 bravo. Da, știți ce nu știu eu și nu ați apucat să ne spuneți? Cum e, care este povestea voastră de dragoste? Cum v-ați cunoscut, cum v-ați întâlnit? Că am zis-o în zilele astea. Da, deci noi ne-am cunoscut într-un local. Așa. Fiecare cu grupul lui de prieteni și la un moment dat... O persoană necunoscută amândurora da. S-a gândit, nu știu, să facă o glumă, ceva de genul și i-a luat mâna lui și a pus-o în mâna mea. Și după aia a dispărut. Și deci o persoană simplu... pe care nu o cunoșteați niciunul exact. Dintre voi. Da, da. Ne-a dus împreună și am ajuns aici. Și e destinul, e mâna destinului. Da, da, deci... Da, pur și simplu. Foarte și după tare. A început să dar vorbim. Nu l-am mai văzut efectiv din momentul ăla. Și nu l-a, deci a dispărut pur și simplu. Da, 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 deci nu știu ce s-a întâmplat, dar da. Ne-a dus împreună. Unele lucruri sunt menite să se întâmple, vorba da. Și voi când v-ați trezit așa mână-mână, stai că... Păi astăzi că... Adică te-a luat cineva de mână, da, ți-a pus mâna ei în mâna ta și... Da. V-ați privit unul pe celălalt și... Eu sincer am crezut că, nu știu, a fost o schema sau a fost o glumă sau el o cunoștea pe ea și da. Încerca să o ajute să... Corect, a, exact. Că vreau să exact. Tu ce ai zis, doamne, da, și așa. Și după aia s-a întors la mine, știi, că ea nu știa pe ăla și după aia am început să... A, stai, nici eu nu știu pe ăla, știi? Deci, ok, să nu da. Crezi că... Da, în zi, ziar. Da, deci cam asta e povestea. Foarte frumoasă poveste, da. Da, el s-a scuzat, mie mi-a plăcut că a fost foarte educat și cu bun simț și i-am dat o șansă și... Și uite așa! Astăzi suntem aici! Și uite șansa asta! O poveste cam basme. Tu cheer-ul lere! Da, 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 exact, exact, da, da, da. Da. Am înțeles. Planuri de vacanță aveți vara asta sau... Da, mai mult la mare, că... Pe asta. Așa, și cred că la Delta. A, o să mergeți în Delta, da. E da, greu da. Să mai... Ari, cu siguranță va fi artist, își dorește microfonul. Da, da. Da. Deja dimineața când se trezește, ne mami, ceva? Muzică, muzică. Ne cânti o melodie? Nu? Ne cânti? Știi să cânti o melodie? Un cântec și el. Hai, yeah. Hai cântă cu daddy. Hai, cânti cu tati? Când cu tati? Da. Dar voi cu ea în ce limbă vorbiți preponderent? În română, în engleză, în ce? El engleză și eu română, am zis să aibă o limbă asociată cu fiecare părinte. Foarte bine. Deci Arin ne cânti un la 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 un pic lângă tati, nu? Stai, hai să facem asta. Jali, jali, don't you cry. Jali, 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 jali. Nu vrea, nu vrea. Pentru bilete, pentru viitorul concert. Ok. Mulțumim tare mult de vizită. Sarcină ușoară în continuare. Mulțumesc frumos. Și să ne revedem cu mine. Să aveți o vară așa cum vă doriți. Proiectele mulțumim voastre. La fel.